O să continuăm cu fișa numărului 16. V-am dat eu ca temă, dar iată, mă hotărăsc acum să fac acest lucru pentru 16, 17, 18, 19, să văd dacă reușesc. Pornim repede la treabă. Vă să zic că 16 este aici. Ștergem pe 15, care a fost cel de bază, să zic așa. Și totul despre 16. Și începem. 15 plus 1 este egal cu 1 plus 15 și egal cu 16. Iar dacă din 16 scădem fie pe 1, iată, obținem celălalt, 15. Și din 16, dacă scădem pe 15, obținem pe 1. 14 plus 2, da, voi pe schemă vă uitați, da? Este egal cu 2 plus 14 și egal tot cu 16. Deci 14 plus 2 ajung la 16. Ăsta este numărul pe care îl avem acum în discuție. Din 16, dacă scădem 2, obținem, da? Dacă din 16, aici ce am să zic, dacă scădem din 16, 15, da, obținem 14, iar dacă din 16 scădem pe 14, obținem 2. 13 plus 3, Ana sesizase, zice, asta scade, crește asta. Și tot același lucru. Parcă eu pe unul și-l pun din coace. Asta. Și de ce, zice, face tot timpul același lucru? Așa este, Ana. 3 plus. Regina matematicii nu putea să mă observe treaba asta. Da? Ei bine, în continuăm. Dar tu trebuie să faci fișa în engleză. Tu faci fișa la tabla ta, acolo, în engleză. Așa. Prezinți așa ceva. Și poate pentru început o să le pui varianta în engleză prezentată de Ana, tot pe blogul Prof Online, și să vedem ca să fie mai mult, mai repede accesibil. Doar să nu bucura și copiii din România să vadă pe Ana care vorbește în engleză perfect și face lecția în varianta în engleză pusă pe blogul Prof Online. Nu știu, vedem. Deci 16 scăzut unul din ele, adică scăzut pe 3, egal cu 13, iar dacă din 16 scădem pe cine? Pe 13, egal cu 3. Din 12 plus 4, egal cu 4 plus 12 și egal cu 16, da? Adică din 16, dacă scădem pe 4, obținem 12, iar din 16, dacă scădem pe 12, egal cu 4. Din 16, din 12, din 11, din 11, dacă adunăm 5, egal cu 5 plus 11 și egal cu 16, adică, iată, din 16, dacă scădem pe unul din ei pe rând, pe 5, obținem 11, iar dacă din 16 scădem pe 11, egal cu 5. 10 plus 6, egal cu 6 plus 10 și egal cu 16. Da? Parcă 6 se lipește la 0, 16. Din 16, dacă scădem pe 6, egal cu 10, iar din 16, dacă scădem pe 10, egal cu 6. Acum începe bătălia cea mare. 9 plus 7 egal cu 7 plus 9 și egal cu 16. Și acum, insist, este momentul cel mai important. Cum trebuie să-l învățăm să gândească? Că noi o să-i dăm pe sărite, da? Și zicem 9 plus 7 egal cu 9 plus 1, că mi-ai trebuit 1 până la 10 și l-am luat din 7 și atunci a rămas aici 6 și de aceea egal cu 10 plus 6 și egal cu 16. Vedeți? Asta trebuie să insistăm aici, trebuie să explicăm foarte atent. Sigur, și aici continuăm cu ce e cerat cu scăderea, adică e vorba de faptul că 16 scăzut 9 este egal cu cât face? 7, sigur că da.
Și dacă din 16 scădem pe 7, egal cu 9. Deci dacă el are 7 și cu 9, iată, din 16, dacă din 7 și cu 9 fac 16, din zic 16 minus 9, rămâne 7 rapid. Dacă are adunare celor două, 9 și cu 7. Aici există 7 și cu cât face 16, sau 9 și cu cât fac 16. Până când are perfectă chestia asta. Iar la 16 minus 9, el poate să gândească așa. Din 10 scade pe 9, rămâne 1, 1 se lipește de la 6. Deci și la procedeul scăderii îl învățăm așa să facă. 16 minus 9 înseamnă 16 înseamnă 10 plus 6 minus 9. Și egal cu din 10 scădem pe 9, că putem face, nu? Așa. Și rămâne un 1. Iar 1 și cu 6 egal cu 7. Deci, obișnuim, facem simultan povestea asta. Vreau să vă spun că dacă se muncește așa și vedem fișa lui 16 complet, lucrurile să meargă bine. Dacă nu, dacă separăm una, adunarea alta, mai târziu scăderea, nu știu ce. Acum le putem face, că se văd foarte bine. Insistați pe ce vă spun, că e corect ce vă spun. 8 plus 8 egal cu 16, da? Nu le mai pot întoarce, n-are niciun rost. Acum, la 16, încercăm să numărăm din 8 în 8, 8 și cum fac 16, deci 8 și apoi 16, adică lui 8, îi mai punem încă 8 și am ajuns până la el, 8, da, 8 și cum că 8 fac 16. Sau, mai avem șansa să spunem din 2 în 2, 2, apoi punem încă un 2, 4, deci 2, încă un 2, 4, încă un 2, 6, încă un 2, 8, încă un 2, 10, dar așa facem. 10, încă 2, 12, încă un 2, 14 și încă un 2, 16. Și tot aici, din 4 în 4, adică zicem 4, 8, 12, 16. Dacă îi spui, spune numără din 2 în 2, 2, 4, 6, 8, el spune ca pe o poezie. Dar lasă-l cu asta în față. 2, încă 2, 4, încă 2, 6, încă 2, 8, încă 2, 10, 12, 14, 16. El vizualizează. Atenție, când îi spui din 2 în 2, are schema asta în mână și stă cu spate și ți-o spune 2, 4, 6, 8, 10 și insiști. 2, îl sari pe 1. 2, îl sari pe 3. 4, îl sari pe 3. 5, îl sari pe 3. Pe 6. Deci, în felul ăsta, sare unul din ei. Da? Și de ce din 2 în 2? Din 4 în 4, din 8 în 8, iată, folosește acest lucru pentru că ți este de mare folos mai târziu. Dragilor, asta e totul despre fișa 16. Să ne ducem la 17, dar pentru asta închidem. Aici am consumat câte 8 minute, mă bucur mult. Așa.